Astăzi, în jurul orei 14, un tir s-a răsturnat în afara părții carosabile pe drumul european E85 la ieșirea din Roman. La volanul autotrenului se afla un bărbat de 52 de ani de cetățenie turcă. Acesta a ieșit de pe partea carosabilă și a intrat cu roata din partea dreaptă față în rigola de scurgere a apei, iar tirul și-a pierdut echilibrul. În cazul accidentului, rutier s-a dat cu pagube materiale și produs pe E85. Polițiștii au stabilit faptul că în timp ce un bărbat de 52 de ani de cetățenie turcă conducea, în timp ce acesta conducea un autotren pe 85 având direcția de deplasare Roman-Suceava, s-a încadrat pe acostamentul neconsolidat al drumului, după care cu roata din dreapta față a pătruns în rigola de scurgere a apei, ce a dus la dezechilibrarea vehiculului și răsturnarea sa pe partea dreaptă în afara părții carosabile. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă urmează să primească o amendă contravențională.